Elevii s-au întors în bănci, iar prima zi de școală a fost un bun prilej pentru povești despre vacanță. Unii și-au petrecut sărbătorile la bunici. Alții, ai căror părinți sunt mai cu dare de mână, au fost în Grecia, Spania sau Ungaria. Au încheiat anul cu note bune, așa că părinții i-au recompensat cu excursii în străinătate. Cele mai căutate destinații au fost Austria, Grecia sau Ungaria. În Ungaria, la Băi, la Hajdúszoboszló. Foarte frumos. Aici e și un pic mai scump și acolo sunt condițiile și mai bune. În Grecia. Da, cum a fost? Frumos. Cât a stat? Două săptămâni. Destul de frumos, eu la Madrid mi-am petrecut. A fost la familie. Ca și cost, să știi că e mai ieftin. Da, din toate punctele de vedere. Nu toți au fost la fel de norocoși, alții s-au mulțumit să petreacă vacanța de iarnă la bunici. Eu acasă, cu părinții, prietenii. Sibiu? Da, în Sibiu. Am fost până la țară, dar m-am întors repede. Unde ți-ai fi dorit să petreci vacanța? Cred că în Franța, Paris. Deși au început școala abia astăzi, elevii sibieni spun că abia așteaptă vacanța de la sfârșitul lunii.